Breaking news. Avem lista completă cu măsurile luate de guvern în urmă cu foarte puțin timp, practic de coaliție. Așadar, în momentul de față, sunt 10 măsuri care vizează modalitatea în care românii vor trece prin criză. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, va intra în legătură directă cu noi pentru a anunța aceste măsuri. Bună seara, domnule președinte! Vom relua legătura așadar la numărul 1, amânarea ratelor pentru 9 luni. Punctul 2, acordarea unui sfert din diferența de salariu în conformitate cu legea salarizării unitare cu venite salariaților din sistemul public. 3, acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2000 de lei. Măsurile vor fi aplicate cu 1 iunie. Bună seara, domnule președinte Ciolacu! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Eu vă mulțumesc! Așadar, deci e un pachet de măsuri care este în valoare de 1,1 miliarde de euro, da? Corect! Bun, am văzut în punctele pe care le citeam acum cu pachetul de măsuri, ajunsesem la punctul 3 cu acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2000 de lei. Am văzut de asemenea că diminuarea cheltuielilor bugetare, acesta este un punct interesant, diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10%, cu excepția celor cu investițiile, salariile, pensiile și asistența socială. Avem de asemenea suspendarea angajărilor la stat începând cu 1 iulie, creșterea colectării veniturilor, accelerarea absorbției fondurilor europene. Bun. Domnule președinte, explicați-vă rog, deci măsurile cele mai importante în momentul de față, în opinia dumneavoastră, sunt aceste alocări pentru pensionari, ce se întâmplă cu salariații? Explicați și măsura pentru salariați. În primul rând, era o restanță a noastră amânată din cauza pandemiei, ținând cont că pe primul trimestru avem cea mai mare creștere economică. Cumva trebuia să găsim o soluție, să transferăm și această creștere economică să se vadă totuși și în nivelul de trai al românilor și în buzunarele românilor. Și am venit pe zona de pensionar cu venituri mici, până în 2000 de lei, cu acest sprijin one-off, la fel ca și în ianuarie, de 700 de lei. Se referă la beneficiari aproape 3.500.000 de români, din cei 4.900.000 de pensionari. Iar la salarii, pe legea 153, exista această restanță și am venit cu o pătrime la toată lumea. Fiindcă deja exista o ordonanță și am fi creat o discrepanță și niște discuții iarăși între români, ceea ce nu ar fi fost corect. Dar s-au luat și măsuri în oglindă. Noi am mai vorbit în spațiu public de diminuarea cheltuielilor. Eu chiar cu secretarul general al Camerei făcusem deja un plan să reducem aceste cheltuieli bugetare cu cel puțin 10%. Ce înseamnă aceste cheltuieli bugetare, domnule președinte? Salariilor, pensiilor și asistenței sociale. Ce înseamnă această scădere a cheltuielilor bugetare cu 10%? De fapt, e o reanalizare a cheltuielilor în interiorul fiecărui minister. Pentru prima oară, totuși, administrația centrală strânge cureaua și nu populația. Ați văzut că s-au luat și măsura ca angajările, decât cele prin memorandum în ceea ce privește zona de fonduri europene, cum e PNRR-ul, o să se mai accepte angajării în acest moment. Nu avem un șomaj în România care să reflecte o criză economică acută. Avem o inflație. Toți acești bani se vor întoarce în economie, pe consum, deci nu mergem în structura de bază a cheltuielilor. Bun, domnule președinte, o altă întrebare. Chestiunea cu privire la pensionari, ei sunt o categorie foarte afectată de aceste scumpiri și de această inflație.
Și ați luat această măsură, creșterea cu 700 de lei pentru toate pensiile sub 2000 de lei. Spuneți că este o măsură care ajunge la peste 3 milioane și jumătate. 500 de mii de pensionari. E o măsură complementară față de cea cu voucherele, adică nu se exclud unele pe celelalte. Am înțeles. Pentru ceilalți pensionari cu pensii de peste 2000 de lei, ați luat vreo decizie în coaliție de creștere? Urmează să avem acest. Era normal să venim cu ceva țintit, în primul și în primul rând pe zona vulnerabilă. Totuși s-a atins o zonă de aproape 80% dintre pensionarii din România. Bun, ei sunt cei mai încercați în acest moment. O altă întrebare, domnule președinte, referitoare la faptul că se reduc cheltuielile bugetare cu 10% cel puțin. Credeți că se va ajunge la situația în care să se taie din nou salariile? Nu, dar am și specificat. Este exclus în ceea ce privește investițiile, salariile, pensiile și asistența socială. Se va căuta să se facă această economie. Repet, e pentru prima oară când este această abordare. Administrația centrală este cea care strânge cureaua și nu cetățenii României. Decizia cu ratele, cei care doresc să-și amâne ratele la bănci, amânarea pentru 9 luni de zile a ratelor la bănci pentru cetățenii și companiile care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza crizelor multiple, au fost unii care n-au fost fericiți cu această decizie. În momentul acesta considerați că este necesară o astfel de decizie? Da. Nu neapărat că poți să beneficiezi, dorești să beneficiezi a doua zi, dar companiilor și românilor trebuie să le lași această portiță dacă ei doresc să apeleze sau nu. În funcție de socotelele fiecăruia. Dar trebuia creată această portiță în acest moment în legislație. Bun. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de adăugat pe aceste măsuri de astăzi? Cred că eu ați văzut. Nu întâmplător am avut o creștere economică. Toate măsurile pe care le-am luat în coaliție și pe urmă în guvern sau în parlament au dus la această creștere economică. Cred că și aceste măsuri sunt binevenite și vor avea același efect de a susține în continuare traiul românilor să trecem această perioadă foarte complicată.